Bună tuturor! Sunt încântată să vă povestesc astăzi despre o figură remarcabilă din istoria aviației românești, Mariana Drăgescu. Mariana Drăgescu a fost una dintre cele mai notori personalități ale aviației românești și ale lumii mondene. Ea a fost o prietenă apropiată a Marinei Stirbi, alături de care a trecut prin primele greutăți ale perioadei comuniste. Cu sprijinul ei, Mariana și-a cumpărat propriul avion, un Messerschmitt M35, echipat cu un motor cu 7 cilindri în stea, capabil să atingă viteza de aproximativ 235 km/h. Cu toate că aparatul era o adevărată bijuterie tehnică pentru acea perioadă, a fost confiscat de autoritățile comuniste. De asemenea, una dintre cele care au făcut parte din Escadrila Albă, o unitate celebră de aviație a Crucii Roșii Române, care în timpul celui de-al doilea război mondial evacua răniții din teatrele de operațiuni. Alături de Nadia Rasobosie și Stella Huțan-Balade, a demonstrat curaj și devotament în slujba umanității. La sfârșitul anilor 30, România se putea mândri cu 17 femei deținătoare ale brevetului de pilotaj, un lucru extraordinar pentru acele vremuri, având în vedere mentalitățile conservatoare existente în societate, precum și costurile ridicate implicate în antrenamente și obținerea brevetului. Aceste femei, inclusiv Mariana Drăgescu, au fost pionere ale aviației românești și modele de curaj și determinare pentru generațiile următoare.